doar o săptămână și jumătate înainte de alegeri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova. Scopul vizitei înaltului oficial european, cunoscut pentru scandalul de corupție de mare amploare legat de achiziționarea vaccinurilor împotriva COVID-ului, este de a-și exprima sprijinul pentru actualul guvern și pentru Maia Sandu, precum și de a anunța un nou pachet de sprijin în valoare de 1 miliard 800 de milioane de euro, din care cea mai mare parte, aproape 1,5 miliarde de euro, este împrumut. Asistența financiară va fi acordată pentru o perioadă de 3 ani. Discuțiile președintei Comisiei Europene cu șefa statului Maia Sandu au avut loc cu ușile închise, iar după aceasta s-au făcut declarații de presă, fără a da însă posibilitatea jurnaliștilor să adreseze întrebări. Ursula von der Leyen a menționat că banii vor fi îndreptați spre dezvoltarea economică a Republicii Moldova, în mod special accentul fiind pus pe infrastructura și integrarea energetică cu România. We will invest 1.8 billion euros in your economy over the next 3 years. Vom investi 1,8 miliarde euro în economia dumneavoastră în următorii 3 ani și vom concentra aceste investiții pe domenii care vor genera creșterea economică și servicii publice. Deja avem mai multe proiecte în așteptare. Vom renova școli, de exemplu, vom construi 2 spitale noi în Bălți și în Cahul. Vom investi în mai multe conexiuni ale țării dumneavoastră cu vecinii, cum ar fi drumul Chișinău, Iași, Odessa. Vom construi poduri peste râul Prut. Noi vom investi în rețeaua energetică ca voastră cu linii de electricitate, care vă vor conecta la rețeaua europeană. Deși autoritățile vorbesc cu mare entuziasm despre acest sprijin financiar, care în realitate nu reprezintă decât un alt împrumut pe care tot moldovenii vor trebui să-l întoarcă, condițiile noii capcane de îndatorare a țării nu au fost menționate. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că toate clauzele negocierilor asupra creditului urmează să fie publicate de Comisia Europeană într-un comunicat de presă. De asemenea, Gerasimov nu a declarat nici cât timp are la dispoziție Republica Moldova pentru a rambursa tot împrumutul. Rămâne neclar dacă autoritățile moldovene nici măcar nu cunoșteau termenii împrumutului, pe care au fost de acord să îl accepte cu ușurință sau nu au dorit să îl dezvăluie. Dumneavoastră deja vedeți pe cât de mult investește Uniunea Europeană. Păi iată, acest nou pachet de sprijin financiar vine să continue acele reforme care deja au fost începute. Acest suport financiar este acordat sub formă de credit sau trebuie să-l întoarcem la ce procent? Condițiile financiare urmează să fie publicate de către Comisia Europeană pe site-ul lor, pe parcursul zilei de astăzi. Coincidență sau nu, dar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la Chișinău, se întâlnește cu șefa statului Maia Sandu și promite un nou pachet de ajutor în valoare totală de 1,8 miliarde de euro, cu doar o săptămână înainte de alegerile prezidențiale. În acest sens, am întrebat vicepremierul Cristina Gerasimov dacă astfel Maia Sandu își face PR electoral. Acest exercițiu nu este un PR electoral, o pomană electorală? De ce în această perioadă acum primim acest ajutor? Acest ajutor este rezultatul aproape a unui an de lucru. Din momentul în care Comisia Europeană a propus Consiliului în decembrie anul trecut să deschidă negocierile, iar Consiliul a luat această decizie de a deschide negocierile cu Republica Moldova, iată, de atunci s-au început eforturile, lucrul pe care l-am depus atât la Bruxelles cât și la Chișinău pentru a vedea acest rezultat astăzi. Precizăm că, potrivit articolului 70.4 din codul electoral, este interzisă folosirea de către concurenții electorali în perioada campaniei electorale imaginea persoanelor oficiale străine. Din aceste considerente, am vrut să aflăm de ce Ursula von der Leyen a încălcat aceste prevederi. De ce Ursula von der Leyen a încălcat codul electoral care interzice apariția oficialilor străini în perioada electorală și, de asemenea, oficialilor moldoveni în compania partenerilor occidentali? Aceasta este o minciună și nu vreau să susțin această minciună într-un mod public. Să lăsăm Comisia Electorală Centrală dacă are ceva să comenteze la acest subiect.
L-am telefonat pe vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, pentru a ne spune dacă vizita de joi la Chișinău a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plina campanie electorală, poate fi considerată o încălcare a codului electoral. Acesta a refuzat să răspundă direct la întrebare, menționând că nu cunoaște detalii despre vizită. Vrem noi anume asta să vă întrebăm, dacă a fost cumva încălcat codul electoral în acest sens, odată ce doamna Maia Sandu este candidată la președinție. Vedeți, dumneavoastră, legat toate într-o grămășară, ceea ce nu este foarte corect, fiecare acțiune trebuie privită separat. Cine a făcut agitația electorală? Domnul Postica, eu v-am adresat o întrebare. Dacă potrivit codul electoral, vizita este sau nu considerată? Întrebare, eu am nevoie de detalii. Eu nu am urmărit conferința de presă ca să pot să comentez. Și eu vă întreb pe dumneavoastră ca să-mi explicați în ce constă. Totuși, Postica nu a ratat șansa să precizeze că legea îi permite Maiei Sandu să nu degreveze din funcția de președinte. Trebuie reamintit faptul că posibilitatea lui Sandu de a participa la campanie electorală în timp ce rămâne în funcția de președinte a fost asigurată de fracțiunea parlamentară PAS, care a introdus modificările relevante la legislație. La întrebarea dacă ajutorul constant oferit de România sub formă de autobuze școlare, manuale, etc., dar și miliardele de euro poate fi considerate o pomană electorală, Pavel Postica a spus că de aceste cazuri trebuie să se ocupe procuratura. Aici cred că trebuie să o adresați la colegii de la Procuratura Anticorupție, să vin ei cu comentarii, pentru calificarea faptelor de corupere electorală sunt de competență în Procuratura Anticorupție. Ținem să precizăm că în contextul vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în capitală au fost introduse restricții de circulație. Accesul persoanelor în unele locuri publice din Chișinău va fi limitat pe 10 octombrie până la ora 22:00. Totodată, din cauza deplasării coloanei oficiale de dimineață pe străzile din sectorul Botanica și Centru, s-au format ambuteiaje infernale. Ultima dată, Ursula von der Leyen a vizitat Republica Moldova în octombrie 2023. O nouă pomană în plina campaniei electorale. De această dată este vorba despre un lot de cărți oferit de România Republicii Moldova, a cărui valoare depășește $1,000,000. Cu mare fast, cele 8 camioane încărcate cu cărți au fost aduse în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment au fost prezenți președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul Culturii Sergiu Prodan, ambii implicați activ în campania electorală a Maiei Sandu. De asemenea, a fost prezent și ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leo Țurcanu, alături de alte oficialități. Cărțile au fost achiziționate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Întrebat de un reporter Canal 5 de ce aceste donații sunt făcute în plina campanie electorală, ambasadorul a refuzat să răspundă și a părăsit evenimentul. E o donație de carte către biblioteci publice. Mulțumesc mult! Dar de ce în plina campanie Mulțumesc frumos. Electorală? Nostru i-a adresat și ministrului culturii, Sergiu Prodan. Acesta a fost atenționat că gestul ar putea încălca codul electoral, care interzice oferirea de beneficii materiale în plina campanie electorală. De asemenea, i s-a reamintit că organizația Promulex, care monitorizează corectitudinea alegerilor, a considerat promovarea proiectului Satul European din campania pentru alegerile locale de anul trecut drept o încălcare. Ministrul Prodan a evitat să răspundă direct la întrebare. Deci această colaborare cu România este în permanență și nu putem opri procesul pe durata campaniilor electorale sau pe durata anumitor evenimente. Acest eveniment a fost programat din timp, de mult timp, s-au editat cărțile, s-au tipărit în tipografii. Deci este un proces firesc care își are continuitate de mult. Nu este prima donație și nu este ultima. Este cea mai amplă, pentru că noi vorbim acum de o donație de peste 100.000 de exemplare. Canal 5, primul, s-a apropiat de ministrul Prodan pentru a adresa întrebări, însă jurnaliștii de la televiziunile pro-guvernamentale care lustruiesc imaginea Partidului de Guvernare PAS au încercat să obstrucționeze jurnalistul Canal 5. De altfel, ca de fiecare dată când acest post
Vest TV pune întrebări incomode exponenților guvernării. Domnule ministru, dar de ce cu așa fast se face în Piața Mării Națională? Domnule ministru, dacă puteți... Vă rog să... Eu încă n-am întrebat despre donații și după asta o să luați parte despre... Păi haideți să le respectăm. Eu am adresat o întrebare. Deci faptul că... Ce asupra mea? Serios, nu? Dar l-am abordat cu domnul ministru. Bine, uite, eu îmi pun ultima întrebare și eu mă duc de aici, dacă așa. Repet încă o dată întrebare. De ce ați făcut anume în Piața Mării Adunări Naționale așa fast? Este o donație de peste 1 milion de euro și faptul că am făcut public în Piața Mare Adunări Naționale unde au fost parcate aceste camioane, pentru că în altă parte nu se putea, nu reprezintă de fapt nimic altceva decât recunoștință și respect pentru efortul financiar și logistic făcut de România pentru a consolida, pentru a fortifica bibliotecile publice din Republica Moldova. Lotul de carte adus din România conține literatură artistică, istoria românilor și a Moldovei, dar și istoria ilustrată a românilor pentru tineri. Cărțile din cele 8 camioane urmează să ajungă în bibliotecile publice din 300 de localități. Canal 5 a stat de vorbă cu bibliotecarii din alte raioane. Toți au apreciat acest dar din partea țării vecine, însă speră să nu fie o spălare de ochi pentru alegerile prezidențiale care se apropie. Necesită mai mult. Sunt bibliotecară în raionul Călăraș, satul Vărzărești noi. E bine facere, adică e ceva bun pentru noi când ni se dă așa lot de carte. Nu știu, sperăm să nu fie nici legat cu politica. Să fie așa o donație din suflet pentru țara noastră, ca copiii să bucure de cărți, sperăm să citească mai mult, când în prezent cam nu prea cititul, gândesc să ne bucurăm de donația asta. Credeți, poate acest trebuie să facă mai înainte, în iunie, poate, la începutul verii? Credem că poate vin alegerile și poate... Amintim că pe lângă această pomană, în plina campanie electorală, România a mai donat Republicii Moldova 20 de microbuze școlare, care erau așteptate încă la începutul anului școlar, dar au sosit și au fost înmânate solemn în prezența prim-ministrului României pe 4 octombrie, cu 16 zile înainte de alegeri. Vă amintiți cum într-un videoclip electoral, candidata la președinție Maia Sandu a declarat că sub conducerea sa și a PAS au fost date în folosință 700 de kilometri de drumuri, de 3 ori mai mult decât au realizat guvernele anterioare, în 10 ani la un loc. Adevărat, nimeni nu le vede, dar după spusele Maia Sandu, ele există. Însă, după cum se spune, să minți este mai ușor decât să cari saci. Dar de data aceasta, Sandu a fost prinsă din nou cu minciuna. Ori statistica oficială arată altceva. Se pare că Biroul Național de Statistică nu este la curent cu promisiunile electorale ale lui Sandu și ale miniștrilor guvernului său de buzunar, PAS, care își toarnă generos minciunile pe urechile electoratului. Astfel, conform datelor BNS, în 2023, lungimea totală a drumurilor publice de diferite calități și destinații din Moldova era de 9.474 de kilometri. În 2022, 9.488 de kilometri, iar în 2020, 9.465 de kilometri. Deci, în 4 ani de guvernare, Sandu-PAS, lungimea drumurilor din Moldova a crescut doar cu 9 kilometri. Îți vine să exclami 9 kilometri, Carl! Iată și o altă statistică interesantă. Lungimea drumurilor locale la sfârșitul anului 2023 era de 3.520 de kilometri. În 2022 acest indicator era puțin mai mare, 3.557 de kilometri, iar în 2020 chiar și mai mare, 3.582 de kilometri. Așadar, un calcul simplu arată că în loc să dezvolte infrastructura rutieră, guvernarea actuală a redus lungimea drumurilor locale, despre care 700 de kilometri de drumuri noi vorbește Sandu. Fostul președinte al raionului Criuleni, Veaceslav Burlac, a demascat declarațiile Maiei Sandu despre construcția 700 de kilometri de drumuri printr-un exemplu simplu, statistica oficială a volumului total de bitum importat în Moldova. Acest material este utilizat pe scară largă pentru construcția și reparația drumurilor. По моей информации, это официальная информация, которая была подписана директором таможенной службы Республики Молдова. В Республику Молдова с
Conform informațiilor oficiale semnate de directorul Serviciului Vamal al Moldovei, între 2014 și 2024 în Moldova au fost importate 489.000 de tone de bitum. Dacă ar fi să urmăm logica PAS și a Maie Sandu, atunci ei sunt mincinoși. Ei spuneau că în 3 ani au construit 700 kilometri de drumuri, de 3 ori mai mult decât au construit guvernele anterioare în 10 ani. Pe baza bitumului utilizat ar fi trebuit să fie de 3 ori mai mult decât drumurile construite în perioada de 10 ani, cuprinse între 2011 și 2021, când au venit la putere. Ori, în 3 ani și jumătate cât au fost la putere, au importat doar 174 de tone de bitum. Este de 3 ori mai puțin, o treime din volumul total de bitum importat în Moldova în ultimii 10 ani. Asta demonstrează că totul este o minciună. 4.000 ton bitum. Asta 3 raza menșe. Да? Чем это треть от всего объема битума, которое было заведено в Республике Молдова за последние 10 лет. То есть это уже говорит о том, что это у них все ложь. Veaceslav Burlac a oferit și o altă comparație. Între 2017 și 2019, când a fost președinte al raionului Criuleni, în raion au fost construite 70 de kilometri de drumuri, dintre care 35 de kilometri erau drumuri noi, construite de la zero. De exemplu, drumul Peresecina-Ohrincea, cu o lungime de 27 de kilometri. 27 kilometri de drum. Acest drum de 27 de kilometri este un drum capital. Acum puteți merge de la Peresecina la Criuleni pe un drum asfaltat. Acolo sunt și poduri, sunt trotuare, totul este acolo. Am plătit 160 de milioane de lei pentru acest drum, pentru 27 de kilometri. Ca să înțelegeți diferența în legătură cu jaful pe care îl face acest guvern mizerabil. Ei pur și simplu au jefuit țara, pentru că noi am plătit 6 milioane de lei pentru un kilometru de drum construit. La ei sine costul este de 70 de milioane de lei pe un kilometru. 6 milioane. Un alt exemplu de drum scandalos este Leova-Bumbăta, cu o lungime de doar 3 km și jumătate, pentru care guvernul Sandu Pas a cheltuit 280 de milioane de lei sau 13 milioane de euro. Costul real al unui kilometru din acest drum, spune Burlac, ar fi trebuit să fie de maximum 12 milioane de lei. Nu mai vorbesc de cele 2,5 miliarde de euro de care au jefuit poporul doar pentru gaz, proiecte precum Bumbăta sau construcția acestor stații de așteptare cu 11.000 de euro fiecare. Pentru 4 țevi și 2 foi de ardezie sunt jafuri. Ei ar trebui să fie închiși până când țara își va plăti creditele și să stea la închisoare cel puțin 25 de ani. Fostul președinte al raionului Criuleni și-a exprimat de asemenea indignarea față de faptul că Maia Sandu, fără scrupule în timpul campaniei electorale, își arogă meritele altora. De exemplu, construcția spitalului din Criuleni, la care nici ea, nici actualul guvern nu au avut nicio contribuție. Când am văzut-o cum se laudă cât ea e de bravo că a construit acest spital, că a auzit doleanțele oamenilor, că este epuizată că a construit acest spital, mi s-a făcut greață. Amintim că drumul Leova-Bumbăta, cu o lungime de 3 km și jumătate, a devenit cel mai scump drum nu doar din Moldova. Costul 1 km a depășit 3,6 milioane de euro, adică de 8,5 ori mai mult decât, de exemplu, în Lituania. Pe faptul corupției la construcția acestui drum, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal, iar șeful administrației de stat a drumurilor, Sergiu Bejan, are statut de învinuit. Epopeea legată de licitațiile pentru închirierea spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Chișinău s-ar putea încheia curând. Șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a declarat că dacă la tenderul care se desfășoară pentru a patra oară va participa doar o singură companie, aceasta ar putea fi declarată câștigătoare. Este la decizia comisiei, nu decide APP-ul. Membrii sunt independenți și membrii sunt liberi în a decide. Au luat decizia de a mai prelungi pentru a asigura transparența procesului și a da toate posibilitatea să participe și alte companii. Dacă vor decide prelungirea, este la discreția lor, dar cel mai probabil că vor procede la petrecerea licitației.
Licitația este programată pentru 22 octombrie. Termenul pentru depunerea cererilor de participare a fost extins până în 19 octombrie. Licitația a fost prelungită deja pentru a patra oară, deoarece până acum a fost exprimată dorința de a participa doar de către o singură companie, la Gardier din Franța. Pentru a extinde cercul de candidați, condițiile au fost revizuite. Noi am modificat și loturile, am divizat în două loturi. Am dat posibilitatea ca aceste spații să fie transmise pe o perioadă mai îndelungată, deoarece anume astfel de solicitări au fost și de la alte companii din Uniunea Europeană, deoarece vor să aibă o afacere predictibilă. A fost prelungit acel termen de dare în locațiune la 5 ani, au fost divizate în două loturi, au fost simplificate condițiile, anume pentru a da posibilitatea și a convinge mai mult potențial participanți la această licitație. Reamintim că în jurul desfășurării licitației pentru închirierea spațiilor comerciale în aeroportul internațional Chișinău a izbucnit un scandal de amploare. Bloggerul Eugen Lukianiuk susține că acest concurs a fost falsificat, iar firma franceză a încheiat din timp o înțelegere cu autoritățile din Moldova pentru a câștiga. Potrivit acestuia, condițiile tehnice au fost elaborate pe baza unei broșuri despre compania Lagardère, pe care Agenția Proprietății Publice a primit-o în primăvara anului 2023, imediat după ce statul a preluat gestionarea aeroportului din Chișinău. Lukianiuk consideră că tocmai de aceea până acum singurul participant la licitație a fost Lagardère. La întrebarea Canal 5 despre cât de adevărată este această informație, șeful APP a negat acuzațiile. Niște falsuri și nu comentez falsurile. Situația legată de desfășurarea licitației a generat critici din partea experților politici și a societății civile. Unii dintre ei l-au acuzat pe ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spân de lobby în favoarea companiei Lagardère. Acesta a respins acuzațiile. Mai precizăm că Procuratura Anticorupție a desfășurat o anchetă penală în legătură cu licitația pentru închirierea spațiilor comerciale din aeroportul internațional Chișinău, însă a încetat urmărirea penală. Instituția a declarat că investigația poate fi reluată în cazul apariției unor noi circumstanțe. Abuzuri la Autoritatea Națională de Integritate. Inspectoarea Ana Croitor ar fi fost impusă de către președintele instituției Lilian Chișcă și de inspectorul principal Ion Nicolaev să inițieze, contrar legii, verificări în privința judecătoarei Violeta Chisiliță, care ar fi anulat un proces verbal abuziv al ANI. Acuzațiile au fost aduse în cadrul ședinței Consiliului de Integritate al ANI, desfășurate în 8 octombrie. S-a insistat să fie inițiat controlul, merge vorba despre judecătorul Chisiliță Violeta, care a anulat procesul verbal de inițiere controlul în privința Tăbârță, domnului Tăbârță. Trebuie să ne spuneți cine a insistat? Inspectoarea a mai menționat că a refuzat să îndeplinească cerințele președintelui ANI, însă acesta a insistat în continuare. Domnul Chișcă a comunicat că eu cumva am mers împotriva instituției și noi trebuie să inițiem doar ce din ei a anulat un proces verbal de inițiere a unui control emis de către un inspector de integritate. Am înțeles, eu vreau să clarific insistența prin ce se manifesta. Verbal. Cu un comentariu la acest subiect a venit președintele Asociației Unirea ODIP, Vlad Bilețchi, care afirmă că a semnalat anterior încălcări comise de șeful ANI. Activistul a adăugat că recent s-a confirmat ceea ce declarase el mai multe, și anume Lilian Chișcă este sub influența PAS, iar acțiunile sale se vede în mod clar acestei formațiuni. Reamintesc că Lilian Chișcă este emanat și opera Mandu, care l-a numit în funcție prin decret
prezidențial personalului, acum se sparge gheața, acum iese la suprafață tot ceea ce v-am spus în ultimul an și jumătate, ceea ce v-am spus încă înainte să aibă loc acest concurs la ANI, încă înainte să câștige Chișca acest concurs fraudat, încă înainte ca Maia Sandu să-l numească în funcții. Reamintesc că am făcut și un flash mob în fața președinției Republicii Moldova și am trimis și demersuri oficiale către aparatul prezidențial prin care i-am atenționat asupra faptului că nu trebuie să-l numească pe acest personaj în funcția de președinte al ANI. Bilețchi susține că Lilian Chișca trebuie demis din funcție deoarece pune presiune asupra membrilor ANI care au o altă viziune decât cea actuală ai guvernării. Sunt numeroase cazuri în care s-a intervenit, s-au apelat, s-au întâlnit, s-au dat mijloace bănești și alte favoruri pentru a fi încetate dosarele de investigare a averii și a regimului de incompatibilități cu funcția publică. Lilian Chișca nu este la prima situație de acest gen care apare în spațiu public. Dacă ești primar sau consilier sau procuror sau judecător incomod, atunci ANI-ul va veni peste tine și te va investiga și te va interzice din funcții publice. Însă, dacă tu treci la pas și devii ascultător, exact ca în campania pentru alegerile locale, atunci ANI-ul și Maia Sandu te vor milui. Totodată, referindu-se la acest subiect, avocatul Adrian Tăbârță a scris pe pagina sa de Facebook că poate se autosesizează organul de urmărire penală și pornește un dosar penal pe factorul de decizie. Am încercat să obținem o reacție din partea Autorității Naționale de Integritate, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns la telefon. Nici conducerea țării nu a venit deocamdată cu o reacție la acest subiect. Bună ziua! Membrul Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Comuniștilor, Adrian Domentiuc, a fost reținut după ce în mașina sa, în cadrul perchezițiilor, au fost găsite pliante care îndeamnă cetățenii să spună nu la referendum. Asta deși formațiunea politică a fost înregistrată la CEC în calitate de participant la plebiscit. Despre asta a anunțat deputatul PCS, Diana Caraman. Se pare că fiecare agitator trebuie să dețină confirmarea dreptului de a face campanie, iar cel care transportă pliantele cu mașina un document neclar, precum i-au fost transmise de la Comitetul Central, și el are dreptul să le poarte pentru a face agitație politică. Înțelegeți cât de absurd a devenit poliția, cât de absurd au devenit încălcările drepturilor omului din partea forțelor de ordine, care intervin direct în procesul electoral. Deputatul BCS s-a adresat direct șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Vreau să mă adresez la domnul Cernăuțeanu, slujind ca regimului PAS. Toate încercările voastre de a intimida pe activiștii noștri, de a confisca literatura noastră, nici de cum nu vor ajuta guvernarea, dar vor lăsa o pată urâtă pe onoarea și demnitatea poliției. Puțin probabil să fiți afectată dumneavoastră în acest sens, deoarece după asemenea acțiuni nu cred că știți ce înseamnă onoare și demnitate și cred că persoane ca dumneavoastră nu au dreptul să poarte epoleți și să reprezinte poliția. Tot joi, PCRM s-a adresat cu o scrisoare deschisă ambasadorului UE în Moldova, Ianis Majeix, cu solicitarea să reacționeze la acțiunile de miercuri ale poliției, care a confiscat pliantele Partidului Comuniștilor ce conțineau fragmente din declarația oficialului european. Am remarcat în mod special afirmațiile dumneavoastră recente despre posibilitatea de vânzare a terenurilor moldovenești străinilor dacă țara noastră aderă la UE. După cum probabil înțelegeți, această declarație a ridicat multe întrebări în rândul cetățenilor. Pentru a informa mai bine populația despre o problemă atât de importantă, am pregătit și comandat tipărirea unor pliante speciale. Spre surprinderea noastră, fără explicații sau în lipsa unui document oficial, aceste materiale cu un tiraj de 250.000 au fost confiscate de poliție. Aceste acțiuni ale autorităților contravin legii. În plus, atât tipografia cât și PCRM au suferit pierderi materiale, deoarece pliantele au fost plătite din fondul electoral. Se arată în mesajul formațiunii politice. Șeful delegației UE în Moldova nu a reacționat deocamdată la adresarea PCRM, iar șeful secției de comunicare și protocol al IGP, Diana Fetco, a afirmat pentru presă că alesul municipal din partea PCRM a fost documentat pentru parcare neregulamentară și răspândirea materialelor electorale ce nu ar fi avut acte de proveniență. Amintim că după confiscarea pliantelor, pentru care Partidul Comuniștilor afirmă că erau toate documentele necesare, formațiunea politică a organizat un protest la Inspectoratul General al Poliției. Deputatul Diana Caraman este sigură că se
păstrarea materialelor a fost o decizie politică a autorităților care a fost executată ilegal de către polițiști. Inspectoratul General al Poliției nu a comentat protestul organizat de PCRM. Acum două săptămâni, doi activiști ai Partidului Comuniștilor au fost reținuți de poliție în timp ce se îndreptau spre un sat din raionul Soroca, unde intenționau să distribuie pliante prin care chemau la vot împotriva referendumului privind integrarea europeană. Totodată, poliția le-a confiscat materialele electorale. De la unul dintre activiști, un pensionar în vârstă de 83 de ani, oamenii legii au ridicat și 140 de lei pe care acesta îi avea asupra sa. Curtea de apel Chișinău a respins cererea fostului primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, împotriva Autorității Naționale de Integritate. El a încercat să anuleze actul de constatare al inspectorilor ANI, care în 2022 au descoperit că veniturile lui le depășeau pe cele declarate. Hotărârea poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. Fostul edil nu a reacționat deocamdată la decizia judecătorilor. Amintim că Autoritatea Națională de Integritate a început verificarea proprietăților și veniturilor lui Grigorișin în baza unei sesizări în care se menționa că primarul de atunci al municipiului Bălți ar fi proprietarul unei companii din Ucraina, mai multor mașini achiziționate și înmatriculate pe numele socrului său, a unui imobil deținut de către soția sa, a unui telefon în valoare de 19.000 de euro și a două terenuri din Ucraina pe care le-ar fi omis în declarațiile de avere și interese personale. Reprezentanții ANI urmau să sesizeze Procuratura Anticorupție pentru a verifica suplimentar averea fostului edil. În 2021, potrivit ISPMD, Grigorișin a comentat situația despre bunurile nedeclarate. Nu am crezut că la mijloc este un conflict de interese pentru că firma ucraineană nu are nicio legătură nici cu orașul Bălți, nici cu primăria. Când mi s-a explicat că este vorba despre un conflict de interese, am remediat imediat această greșeală, a declarat viceprimarul de atunci al capitalei de nord a țării. Ce ține de mașinile rudelor sale, în special Toyota Land Cruiser de peste 2 milioane de lei, Grigorișin a spus că acest autoturism este al socrului său, pe care l-a achiziționat în leasing înainte de a vinde altă mașină. Nicolae Grigorișin a devenit primarul orașului Bălți în decembrie 2021, câștigând în turul 2 al alegerilor locale, după ce favorita cursei preelectorale, câștigătoarea detașată a primului tur Marina Tauber, a fost exclusă din competiție printr-o hotărâre judecătorească. Deși majoritatea cetățenilor care s-au prezentat în turul 2 la urne l-au votat, Grigorișin a câștigat cu o prezență scăzută de aproape 10%. Copilul în vârstă de 10 ani din satul Nicolaevka a nenii noi, care a dispărut miercuri, a fost găsit. Potrivit poliției, elevul ar fi fost răpit de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, în timp ce se îndrepta spre microbuzul care urma să-l ducă la școală din satul vecin. Postul nostru de televiziune a discutat cu șoferul microbuzului, care transporta în fiecare zi elevii. Simion Ghețivu ne-a spus că el, dar și două asistente din cadrul instituției școlare, sunt cei care răspund de siguranța copiilor. Elevii din satul Nicolaevka sunt duși la școala din satul Zoloteevka. Ghețivu ne-a povestit că în dimineața zilei de miercuri, când a dispărut băiatul, aceștia îl așteptau la un kilometru de la casă. Iar când au văzut că nu vine, au telefonat părinții. Mă pozvanili materii. Noi am telefonat-o pe mama sa și a venit tatăl acestuia până la microbuz și ne-a spus că poate deja a ajuns cu cineva la școală. Am ajuns la școală, el nu era. Am telefonat și le-am spus că nu este și l-au căutat prin sat. Șoferul ne-a mai spus că a auzit precum că băiatul ar fi avut urme de violență fizică, fiind găsit legat la mâini. Нашли ребёнка возле села Триколича. Am găsit copilul lângă satul Tricolici, 7 km de lângă casă. Este un băiat cu minte, întotdeauna este îmbrăcat bine, educat, nu face gălăgie, un băiat bun. Neșumnui, хороший мальчик. Una dintre asistentele care întâmpină și petrece copiii ne-a spus că toată instituția este alarmată de cele întâmplate, deoarece astfel de cazuri nu au avut loc niciodată. Toți sunt uimiți de acest caz, toată școala, copiii, profesorii. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. Iar un cioban din localitate ne-a mărturisit că bărbatul care ar fi răpit copilul are probleme psihice și nu ar fi la prima abatere. Pe stradă mergea copilul și acest l-a agățat și l-a dus în pădure și a ieșit la traseul Căușeni. El are probleme de sănătate. El a lucrat aici la un bărbat, este mai în vârstă decât mine. Cioban a lucrat? Da. S-a băgat prin case străine? Da. Are ceva probleme psihice? Da. Deci, там у него психологические проблемы, да?
Da. Reporterul nostru a reușit să vorbească și cu o rudă copilului. Aceasta ne-a spus că când a fost găsit, băiatul era stresat și rănit. Ce a spus copilul? L-a dus forțat. Acesta care l-a răpit trăiește aici, nu departe. Am încercat să discutăm cu părinții copilului, însă bunica acestuia ne-a spus că sunt plecați la sectorul de poliție. Potrivit oamenilor legii, bărbatul în vârstă de 49 de ani, care ar fi răpit băiatul, a fost reținut pentru 72 de ore. Băiatul este la domiciliu împreună cu părinții și urmează să beneficieze de asistența psihologică a specialiștilor. Am fost anunțați prin intermediul 112 că pe un imaj a fost observată o persoană cu un copil. Noi imediat ne-am deplasat, persoana a fost reținută. A fost pornită o cauză penală în temeiul articolului 164 aliniatul 2 litera D. Deja ulterior o să fie deferit justiției în dependență de circumstanțele cauzei. Potrivit poliției, urmează inclusiv efectuarea expertiziei medico-legale pentru a determina starea de sănătate a copilului, dar și audierea minorului în condiții speciale. Noi scumpiri la produsele alimentare. Cel mai mare producător de lactate din Republica Moldova, grupul GLK, a anunțat o majorare de aproximativ 10% a prețurilor pentru o mare parte din produsele sale. Decizia a fost luată în contextul creșterii semnificative a prețului laptelui pe piețele externe de unde compania importă materia primă, scrie Mold Street. Reprezentanții grupului GLK au explicat că dacă nu ar fi majorat prețurile produselor, pierderile întreprinderii ar fi crescut. Iar riscul de a rămâne fără materie primă era iminent. GLK deține o cotă de aproximativ 50% pe piața lactatelor din țară. Datele arată că producția locală de lapte asigură în prezent aproximativ 70% din materia primă pentru procesare, iar restul este de import. Se observă o creștere a importului de produse lactate, inclusiv unt și brânzeturi, iar pe rafturile din magazine sunt produse din Belarus, România și Ucraina, mai scrie Mold Street. Menționăm că producția de lapte în Republica Moldova a scăzut semnificativ în ultimele decenii, de la aproximativ 485.000 de tone în 2014 la doar 231.000 de tone anul trecut. Producția a scăzut cel mai mult în gospodăriile populației, de aproape 2,5 ori, în timp ce în fermele agricole și gospodăriile țărănești producția a crescut de 2 ori. GLK desfășoară achiziții de lapte în punctele de colectare, care sunt situate în aproape toate regiunile Republicii Moldova. Principalii furnizori de lapte sunt gospodăriile individuale și ferme, inclusiv propria fermă. Compania cumpără lapte crud de la întreprinderi afiliate din Ucraina și România, care fac parte din corporația GLK Group. Potrivit raportului oficial al BNM, în 2024 rata medie anuală a inflației va constitui 4,7%, iar prețurile de consum vor continua să crească și în 2025, până la 5,3%. Experții însă anticipează o creștere mai mare a ratei inflației. Mai bine de jumătate din viață a lucrat medic-pediatru, iar acum a ajuns să vândă în stradă tot ce are prin casă, pentru că pensia nu-i ajunge să supraviețuiască. Ajunsă la vârsta de 82 de ani, Lidia Lupu din capitală și-a scos în vânzare chiar și apartamentul pentru a-și putea achita facturile. Pe doamna Lidia am întâlnit-o pe strada Aleco Rousseau din capitală. Femeia tocmai își adusese lucrurile de acasă cu căruciorul și le înșira pe marginea drumului. Pensionara spune că abia reușește să vândă de 100 de lei în 2-3 zile. Ieri, de pildă, n-am câștigat nici un leu. Astăzi, dacă am ieșit, că văd că vremea e bună și nu vine să ne alunge, și sperăm că să fie bine. Eu nu ne rușine deloc de lucru pe care îl fac, fiindcă sunt nevoită să vând în stradă, vă spun, am vândut toate lucrurile de casă. Și aici trec persoane care mă cunosc. Îi cumpără și se uimesc că am ajuns la așa vreme când să stau aici la vânzare. Se uimesc foarte. Bătrâna are o pensie de 3.800 de lei.
20 de ani am lucrat ca medic. Da. Și ea, că după 40 de ani, ce fel de pensie avem? Pentru ce vă ajung acești bani? Nu mi-a decât să plătesc, cum zic, comunalne și câte o leacă așa pentru mâncare. Copiii aveți, vă ajută? Am doi copii, am doi băieți, am 5 nepoți, dar sunt și în stare critică și nu pot să mă ajute, că au și ei problemele lor. Vinde nu doar haine și încălțăminte, dar și lucruri prețioase pe care le-a agonisit o viață. Am avut foarte mult cristal. Am lăsat numai două vază, așa ca amintire. Iată, aia asta și încă una, pentru flori. Dar restul am vândut tot, absolut tot am vândut. Unele lucruri de prin casă le-a dăruit. Asta e o mică parte din cărțile de medicină, fiindcă eu majoritatea le-am dăruit. Le-am dăruit la studenți tineri care învață acum. Acum și-a scos și apartamentul în vânzare. Zice că își va cumpăra o locuință mai mică ca să poată achita facturile. Sunt trei odăi, suprafața e mare și trebuie să plătesc mult. Ia ca pentru asta. Și vreți să-ți faceți în vânzare? L-am scos de acum. L-am scos în vânzare, da. Îmi pare rău de ce să fac. Nici într-un caz nu pot să... N-am posibilitate. Doamna Lidia spune că niciodată nu s-a gândit că va ajunge la pensie să vândă în stradă. În plus, mărturisește că s-a dezamăgit de sistemul medical din Republica Moldova. Cu părere de rău, eu am lucrat 40 de ani la Nisporeni. Eu n-am luat... Nu în leu, dar o copii, că n-am luat de la nimeni cât am lucrat. Ce să faci acum în medicină, e ceva strașnic. Nu că eu, dar cer bani, dar rezultatele sunt foarte, foarte joase. Sunt și doctori care lucrează cinstit, sunt și doctori devotați, sunt. Dar sunt și care nu merită. În puținul timp liber pe care îl are, bătrâna scrie poezii. Ne-a citit și nouă câteva versuri. Nimic nu costă mai puțin și nu se prețuiește mai mult ca omenia. Cea mai mare comoară pământ e sănătatea și cea mai bună relaxare e munca. Aflați povestea de viață a acestei bătrâne la o nouă ediție a emisiunii La limita existenței. Sudul Republicii Moldova, în raionul Cahul, este un sat cu oameni muncitori, cu o istorie bogată și cu un nume mai deosebit, satul Moscovei, anume așa se pronunță denumirea localității, cu toate că mulți o asociază cu cea capitalei Federației Ruse și mai spun satul Moscovei, iar cei care cunosc istoria localității afirmă că totuși există o legătură cu Moscova. Ecaterina Chiciuc, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a locuit dintotdeauna în Moscovei. Ea ne-a povestit de unde provine denumirea. Cu mult timp în urmă, după spusele tatălui meu și ale mai multor negustori din Moscova, venea să-și vândă marfa aici. Aducea țesături, iar oamenii care se adunau de prin toate satele îi ne spuneau, hai la Moscovei, adică la negustorul de la Moscova. Oamenii spun că țin la această denumire a satului lor și nu și-ar dori să se schimbe, chiar dacă au existat astfel de discuții, spune fosta președinta Consiliului Local, Maria Vaza. Eu am auzit că o să schimbe denumirea satului nostru Moscovei. Asta este groaznic, asta este istorie. Cum poți să nimicești istoria cum așa? Monumentele noastre să le scoată, cui încurcă ele? Cândva satul Moscovei era mare și prosper. Toți aveau de lucru, puteau întreține familiile. Acum cei care au rămas vorbesc cu nostalgie de
care satul lor era bogat și populat, cu peste 3.000 de locuitori, moldoveni, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, polonezi, romi și alte etnii. Da, era frumoasă. Oamenii odihnali, 7 ore de muncă. Este minunat, oamenii se odihneau 7 ore de muncă, beneficiau gratuit de tratament medical, educație, construiau case, dar acum pensionarii nu pot supraviețui. Asta e pensie, acum am cumpărat cartofi cu 20 de lei, iar cândva costau copeici. Dar legumele, seceta, Dumnezeu ne pedepsește că schimbăm partidele, religia, chiar și genul. Nu înțeleg de ce, probabil cineva interpretează așa, probabil America, Occidentul, Europa, care și pe noi vor să ne atragă în acel noroi. Nu înțeleg de ce, pentru că așa trăcutuie, probabil, cineva îi trăcutuie. Я не знаю, кто мы, наверное, Америка, Запад, которые Европа, которые хотят нас тоже туда втянуть, в эту жижу. Маенеш, мою шору поспедял, мой муж кинересу поспедял, шел украл, да, кума-то с похотар, сплекас, пенурашек, ванма, пенсионер, мой муж украл, спедял, ну, и носит, кинерес, но есть. Sătănii din Moscovei lucrau în cele 4 gospodării colective. Localitatea era plină de familii tinere cu copii. Acum au rămas mai mult vârstnici. Gospodăria era milionară, erau câmpuri, ferme, toate sunt în paragină. Totul a fost distrus timp de 33 de ani. Ți-e frică să trăiești, doar bătrânii, tinerii nu sunt, nici copii nu sunt. Vedeți, aveam școală cu 3 etaje, erau peste 1200 de elevi. Было 1200 с чем-то учеников. Сейчас мало, если есть 2000. Dacă au mai rămas vreo 2000 de oameni în satul nostru, dar asta numai pe listă. De fapt, sunt foarte puțini care trăiesc aici. Majoritatea sunt pensionari, oameni apți de muncă au plecat peste hotare, pentru că așa e viața, așa e politica. Trebuie de mers undeva pentru a câștiga bani. Такова жизнь, такова политика, что нужно зарабатывать деньги, научились красиво жить. În încercarea de a face fața provocărilor de după independență, mulți locuitori din sat au plecat să muncească în Federația Rusă, iar cu banii agonisiți reveneau în sat să-și construiască case. Acum nici această oportunitate nu o mai au, spune Maria Vaza. Acum au închis tot. Sunt mulți oameni care plecau în Rusia și veneau înapoi. Construiau case, îngrijeau de mormintele rudelor, dar acum ei nu pot transfera banii. Satele Moldovei devin tot mai pustii, iar localitățile întregi au o singură soartă, să fie șterse de pe hartă. Doar în perioada anilor 2021-2023, peste 168.000 de moldoveni au părăsit țara. În Moldova, represiunea împotriva opoziției politice și a presei critice continuă. Recent, autoritățile au impus restricții pe platforma Telegram, blocând fără avertisment canalele deputaților blocului politic Victorie, Marina Tauber, Vasile Bolea și Alexander Nesterovski, precum și canalele liderului blocului Victorie, Ilan Șor, al bașcanului Găgăuziei Evgenia Guțul și al activistului Iurie Vitnianski. De asemenea, au fost blocate canalele TV6, Moldova 24, Găgăuzia Info.md și cel al ONG-ului Eurasia, care promovează relațiile moldoruse. Utilizatorii care încearcă să acceseze aceste canale primesc un mesaj care afirmă că aceste canale au încălcat legislația locală, fără a specifica însă natura încălcării. Pe 9 octombrie, în Moldova, a avut loc o deconectare masivă a conturilor personale de Instagram și Facebook, ale utilizatorilor și ale unor instituții media, fără notificări prealabile. Mulți utilizatori au descoperit cu surprindere mesaje de tipul pentru violență sau pentru organizație periculoasă, când au încercat să-și acceseze conturile. Între timp, liderul blocului politic Victorie, Ilan Șor, a declarat că și-a creat un cont nou pe canalul Telegram, care este disponibil în Moldova. Prieteni, acesta este noul meu cont. Sandu și Pas au blocat fără niciun temei echipa noastră de Telegram, dar vom păstra legătura, vom crea atâtea platforme câte vom avea nevoie pentru a aduce adevărul la cunoștință, a subliniat politicianul. Un nou canal de Telegram a fost deja creat de redacția portalului de știri gagauzia.info.md. Canal 5 asociază blocarea paginilor sale de Facebook cu politica sa editorială, care nu este pe placul autorităților. Canal 5 a rămas singurul post de televiziune de opoziție
discuție care abordează subiecte sensibile, precum sărăcia, prețurile ridicate, crizele economice și sociale cu care se confruntă țara, militarizarea și miliardele de lei pe care guvernul PAS le-a împrumutat de la europeni sub formă de credite, pe care moldovenii vor trebui să le restituie. În plus, jurnaliștii Canal 5 pun întrebări incomode, ceea ce deranjează autoritățile. Anterior, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a respins categoric presupunerile conform cărora blocarea în masă a conturilor, printre care și pagina Canal 5 pe Facebook, a fost făcută la ordinul puterii. Șeful Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care a lansat proiectul Stop False și colaborează cu compania Meta, a declarat că în acest caz ONG-ul pe care îl reprezintă nu are nicio legătură. Canal 5 a trimis o scrisoare Serviciului de Informații și Securitate pentru a clarifica dacă instituția a solicitat companiei Meta blocarea conturilor. Cu toate acestea, deocamdată nu a fost primit niciun răspuns. Întâmplător sau nu, mesajele privind neconformitatea conținutului cu politica comunității au fost primite de la Facebook în momentul în care erau postate materialele critice la adresa președintelui Maia Sandu și a tot ceea ce este legat de integrarea europeană și de problemele UE. Menționăm că în ultimul an și jumate, autoritățile din Republica Moldova au suspendat sau retras licențele a 14 posturi de televiziune și au închis peste 50 de site-uri de știri sub diferite pretexte. 8 asociații din domeniul mass media au semnalat că mecanismele legale utilizate pentru încetarea transmisiunilor fără o hotărâre judecătorească au fost considerate neconstituționale. Închiderea acestor posturi TV a fost condamnată de numeroase organizații neguvernamentale, iar administrația Canal 5 nu a reușit până în prezent să obțină dreptate în instanță. Reamintim că în luna martie, Consiliul pentru Promovarea Proiectelor Investiționale de Importanță Națională a suspendat licența de emisie a Canal 5, iar compania noastră de televiziune a emis o declarație publică. În aceasta se menționează că organele de stat represive reprezentate de acest Consiliu complet subordonat puterii actuale au atentat din nou la libertatea mass media și la dreptul fundamental la libera exprimare. Vin alegerile, așa că se încearcă controlarea informației și împiedicarea accesului oamenilor de a se documenta pentru a ști care este realitatea. Astfel explică cetățenii decizia companiei Meta de a șterge pagina de Facebook a Canal 5 fără a oferi vreo explicație. Totuși, sărăcia și prețurile mari se văd cu ochiul liber, fără să le arăți la televizor sau pe internet. Deoarece curând sunt alegerile și se tem ca să pierdem și ca oamenii să nu cunoască alt adevăr, desigur. Cum credeți? De ce PAS a ordonat să facă acest lucru sistemic? Că urmează alegerile prezidențiale și... Poate e cauza. Poate asta e cauza. Că limitează oamenii să știe și altă parte de adevăr. Sigur că de acum suntem deprinși cu Facebook, fără Facebook. Cum așa? Copiii mari și de la cei mai... Și în vârstă oamenii și toți folosesc de Facebook. Credeți că PAS se refuiește cu presa care arată adevărul despre sărăcii, despre crize, prețuri mari, de teamă că n-ați câștigi alegerile prezidențiale? E închid de canalele că oamenii sunt să uite. Apoi da, de asta și zic. Să nu vadă alt adevăr, da? Da, cum? Eu pe 100 ani de zile n-am făcut nică. Eu mers pe Europa și-o cheltuit milioanele noastre. Eu nu pot spune de ce ei fac asta, dar ei fac rău pentru cetățenilor, pentru oamenii care muncesc la acele canale. Ei închid ca oamenii să cunoască mai puțin și ei pot spune ce vor ei. Credeți că ei special închid și pe Facebook? Da, ca noi să nu știm nimic, ca să nu iasă adevărul la iveală. Ce fac ei bun? Uitați-vă ce fac ei. Pe internet vă uitați la știri? Nu mă uit, că nici n-am nevoie. Dar știți chiar că PAS a închis 14 televiziuni și am închis deci de pe internet. Ce părere aveți? Deci PAS face asta? Că să n-arăți oamenilor adevărul despre sărășii, despre prețuri mari, vin alegerile. Dar așa nu se vede că e sărășii și nevoie și hoții la putere. Eu vă spun, nici nu vreau să discut. Nu vreau să discut. Eu aș spune că n-ar trebui să închidă televiziunile pentru că... Paginile de Facebook. Da, fiindcă fiecare persoană are părerea lui și oricum, ori să le închide, ori să nu le închide, ne informăm foarte bine. Sau într-așa mod puterea se răfuiește cu presa care vrea să arate alt adevăr decât este că vin alegerile prezidențiale? Tot posibil. Nu mă miră nimic.
la noi nu-i de mirare. E bardac tot în țara asta, tare bardac în țara. Eu încă n-am văzut așa bardac niciodată. Menționăm că în ultimul an și jumătate, sub diferite pretexte, autoritățile din Republica Moldova au suspendat sau retras licențele a 14 posturi de televiziune și au închis peste 50 de site-uri de știri. 8 asociații de presă au observat că mecanismele legale impuse pentru sistarea difuzării în absența unei hotărâri judecătorești au fost declarate neconstituționale. Închiderea canalelor de televiziune a fost condamnată de mai multe organizații neguvernamentale, iar administrația Canal 5 nu a reușit până în prezent să-și obțină dreptatea în instanțe. În martie, Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a suspendat licența de emisie a Canal 5, iar postul nostru a emis o declarație publică. Instituția Media susține că organele respective ale statului, reprezentate de acest Consiliu complet subordonat actualei puteri, au atacat din nou libertatea mass media și dreptul fundamental la libera exprimare. Mai mulți politicieni și experți asociază noul val de restricții în domeniul informațional al Republicii Moldova cu temerile autorităților pentru rezultatele alegerilor prezidențiale din 20 octombrie și a referendumului privind modificarea Constituției. Ei consideră că blocând accesul opoziției și presei care o critică pe Maia Sandu și pasul de guvernământ la un șir de platformă internet, autoritățile încearcă disperat să curețe spațiul informațional al țării. Cât de tare îi deranjează pe Maia Sandu și pe echipa ei din PAS faptul că moldovenii ne susțin, încât au decis să treacă la măsuri drastice, blocarea totală a rețelelor sociale. Recent mi-au fost blocate paginile de Facebook și Instagram, inclusiv cele cu dobrele de familie. Acum au ajuns și la Telegram. Tot ce-și dorește Sandu este să izoleze țara într-un vid informațional total, a declarat Alexei Lungu, președintele partidului Șanse. Planul este următorul. Cu cât e mai aproape ziua alegerilor, cu atât ratingurile sunt mai mici, care desigur sunt în scădere, cu atât măsurile trebuie să fie mai dure. Asta e cenzură, doar că într-o formă foarte dură, iar cenzura este dictatură, dictatura este cenzură. Asta vorbește despre faptul că le este foarte frică de rezultatele alegerilor. Le este frică că oamenii vor înțelege în cele din urmă, toți sau majoritatea, că așa nu se mai poate, că trebuie să punem capăt acestor teme ale puterii. Ei pot câștiga alegerile numai prin înlăturarea unui contracandidat sau prin falsificare directă, adică prin fraudarea numărării voturilor. Mi se pare că autoritățile au încercat să se joace de democrație, să facă ceva cu jumătăți de măsură ca să fie mulțumiți și ai noștri și ai voștri, dar ei înțeleg pe ultima sută de metri, se vede că frige acolo și în campania electorală nu au rezultate prea bune și au înțeles că trebuie să blocheze în totalitate opoziția, posturile de opoziție în primul rând, pentru a câștiga alegerile și în principiu această democrație acum nu este deloc benefică pentru ei și ei își dau arama pe față. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. De când sunt, nu am mai întâlnit o astfel de atitudine dură în raport cu canalele media din țara noastră, chiar și a celor care critică. Îmi amintesc că de aspru au fost criticate autoritățile pe vremea lui Plahotniuc, dar în pofida acestui fapt li s-a permis să arătă diferite aspecte ale problemelor. Este foarte dăunător pentru o societate liberă, pentru o democrație, să folosească metode represive, să spunem așa, să închidă gura cuiva într-un mod atât de grosolan, pentru că acest lucru duce întotdeauna la interpretări. Adică dacă un canal a încălcat ceva, trebuie să existe o explicație clară a ceea ce este interzis. Altfel va fi închis. Și dacă pur și simplu se închide fără explicații, aceasta sigur este o încălcare. Închiderea conturilor de pe rețelele sociale a fost criticată și de invitații emisiunii Puls cu Yuri Dziatkovski de la Canal 5. Идет зачистка информационного поля. Они уже зачистили до фактической стерильности телеканалы. Are loc curățarea spațiului informațional. Au interzis deja posturile TV până la sterilitate virtuală. Și ce se întâmplă deja? Aceasta este tendința generală care se observă
observă și în Occident, închiderea a tot ceea ce nu convine. Cenzura corporativă este mult mai periculoasă decât cenzura guvernamentală. Dacă în cazul cenzurii de stat poți să mergi în instanță, să obții ceva, să-ți deschizi din nou resursele, atunci cultura corporativă nu prevede acest lucru. Sunt algoritmi, există o mașină sau moderatori care stau la Los Angeles, la New York sau pe undeva, pe acolo, care știu rusa, română și blochează tot. Epurarea câmpului informațional va deveni și mai dură după alegerile prezidențiale și foarte dură înainte de parlamentare. Mi-a fost clar încă din primul an de la venirea actualului guvern că libertatea de exprimare a luat sfârșit. Am observat acest lucru încă din primele luni și acum, cu atât mai mult, când se afirmă că există un fel de propagandă sau pregătiri pentru război. Văd că Europa se pregătește cu adevărat de război cu Rusia. După cum spuneți, propaganda rusă este deja un semn sumbru pentru șoimii negri care stau în Uniunea Europeană și visează să fie atacați de Rusia. Precizăm că anterior, reprezentanții autorităților au declarat că nu au fost implicați în blocarea conturilor media pe rețelele sociale internaționale. Amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, care este o acțiune clară electorală în favoarea regimului Sandu Pas. Așa a comentat juristul Iurie Mărgineanu rezoluția adoptată de Parlamentul European intitulată Consolidarea rezilienței Moldovei împotriva ingerinței Rusiei înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional privind integrarea în Uniunea Europeană. Mărgineanu este sigur că va fi doar o altă declarație politică care nu este obligatorie și nu are nicio dovadă a acuzațiilor aduse Rusiei. Таких резолюций Европарламент принимает пачками каждый год. Parlamentul European adoptă astfel de rezoluții în fiecare an. Chiar și vizita Ursulei von der Leyen în Moldova este un scuipat în fața întregii națiuni. Ea o susține clar pe favorita Uniunii Europene și a întregii civilizații occidentale, Maia Sandu. Aceasta este salvarea lor în Republica Moldova. Și am spus în repetate rânduri că acesta este un guvern comprador, nu servește poporului, ci niște elite. După tiparele pe care le urmează acum Uniunea Europeană, se vede foarte puternic, cu ochiul liber, că se seamănă cel mai mult cu caruselul politicii rusofobe pe care o duce Uniunea Europeană. Похоже на ту карусель русофобской политики, которую ведет Евросоюз. La rândul său, fostul ministru al justiției și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovski, nu a exclus faptul că această rezoluție a Parlamentului European, care a făcut obiectul unui lobby din partea eurodeputaților români în plină campanie electorală, ar putea fi o inițiativă a regimului Sandu Pas. De asemenea, el nu a exclus faptul că acest document ar putea fi utilizat pentru a împiedica Curtea Constituțională să recunoască rezultatele viitoarelor alegeri prezidențiale, dacă acestea se încheie cu eșecul lui Sandu. Такого беспорядка в предвыборной кампании, как сейчас вот с этими выборами. Niciodată în scurta istorie a existenței statului moldovenesc nu a fost atâta dezordine în campanie electorală cum este acum cu aceste alegeri. La noi au fost create foarte multe premize pentru ca Curtea Constituțională să recunoască aceste alegeri drept neconstituționale. Și nu este vorba doar de această declarație. Se încalcă drepturile partidelor politice, au fost încălcate drepturile candidaților. Știți că avem candidați ale căror grupuri de inițiativă nu au fost înregistrate. Avem deputați care ei înșiși nu au fost înregistrați. Avem accesul restricționat al partidelor de opoziție la mass media de stat, iar lista continuă este lungă. Potrivit experților, totul indică asupra faptului că nu este prima dată când Parlamentul European face jocul lui Sandu și al PAS pentru a-i menține la putere. Iar declarația în sine, chiar dacă nu are forță practică, poate deveni o scuză pentru regimul Sandu pentru a justifica noi represiuni împotriva politicienilor și a presei indezirabile.